Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Pe 19 noiembrie a fost marcată Ziua Internațională a Bărbaților. Această zi promovează modele masculine pozitive și bărbații care, prin putere exemplului, au influențat în bine dezvoltarea societății. Este foarte semnificativ faptul că Ziua Internațională a Bărbaților precede Ziua Universală a Drepturilor Copilului, celebrată la 20 noiembrie, formând astfel o perioadă de 48 de ore de sărbătoare pentru bărbați și copii și pentru relația specială pe care aceștia o împărtășesc. Am citit zilele acestea despre un tată din strășeni care este într-adevăr un model masculin pozitiv, având o relație specială cu fiica lui. Alexandru, împreună cu soția Diana, o cresc și o educă pe Alexandra, o adolescentă de 12 ani. El a intrat în viața Alexandrei pe când aceasta avea 4 ani. Nu este tatăl ei biologic, dar asta nu-l face mai puțin tată. Nu e tată cel care naște, dar cel care crește, spune Alexandru. A fost alegerea mea să fiu tatăl ei, și acesta e un avantaj. Ne-am construit conștient o relație de tată-fiică. Discutăm des, privim filme, batem cuie, facem sport, o încurajez să-mi vorbească despre transformările vârstei, iar ea știe că poate discuta cu mine orice. Pentru Alexandru Trohin. A fi tată e mai mult decât să dai naștere unui copil. Pentru el, a fi tată înseamnă a fi mereu alături, a te implica activ în educația lui și a fi conștient de necesitățile pe care le are copilul la anumite etape de dezvoltare. Nu puține au fost cazurile când prietenii lui Alexandru, tați și ei, I-au reproșat acestuia că se implică prea mult în educația Alexandrei: ori de educația copiilor trebuie să se ocupe mama, dar nu tata. În societatea noastră există, din păcate, o serie de stereotipuri prin care rolurile unui bărbat și a unei femei în familie și în educarea copiilor sunt foarte clar împărțite. Iar orice deviere de la aceste norme prestabilite. Sunt privite ca o slăbiciune din partea bărbaților. De fiecare dată, Alexandru încearcă să combată aceste stereotipuri și să-și încurajeze semenii să se implice la fel de mult ca și el. Copil fiind, priveam la familiile în care mama era la bucătărie, iar tatăl în capul mesei. Atunci mi-am zis că la mine în familie nu va fi așa. Nu am pretenția. Să mi se gătească, și să fiu servit. Pot găti și eu, a afirmat Alexandru. Dragi prieteni, în zilele noastre aproape toți admitem că implicarea taților în viața copiilor săi este crucială. Totuși, aceasta rămâne încă foarte, foarte limitată. Doar 4% dintre tați le citesc micuților povești. Și aproximativ 10% se joacă cu ei când sunt acasă. Ponderea bărbaților care asigură grija zilnică pentru copii este foarte mică. Această activitate este îndeplinită de obicei sau întotdeauna de mame. Criza taților din lumea noastră se datorează într-o mare măsură faptului că de-a lungul timpului s-a lucrat intens la subminarea conceptului de tată. În secolul trecut, Sigmund Freud, psihologul austriac, a afirmat că unul dintre punctele critice ale personalității îl constituie așa numitul complex al lui Oedip. Pornind de la un mit în care fiul își iubește mama și este gelos pe tatăl său, urându-l chiar, Freud generalizează, susținând că în fiecare om există acest complex al lui Oedip, în care copilul își iubește mama și privește cu gelozie la tatăl care o posedă. Apoi a venit comunismul lui Vladimir Lenin, care oferea un nou model pentru societatea timpului său. Familia era un punct de maximă slăbiciune pentru omul nou, care nu trebuia să aibă un alt ideal decât statul sau patria. Copiii trebuiau crescuți în cămine imense și uriașe. Acolo niște femei erau plătite să le ofere tot ce le trebuia, iar tata și mama nu mai existau. Familia era desfințată, fiind considerată o piedică în calea jertvirii pentru patrie și pentru idealuri. Criza de tați se mai datorează, în opinia unora, celor două războaie mondiale care au generat vreme de câteva decenii o lume, fără tați. Datorită numărului mare de morți, copiii au crescut doar cu nostalgia unui tată, iar comportamentul lor a fost mutilat. Lipsiți de modele, copiii de atunci nu au putut fi mai târziu niște tați adevărați. Însă nevoia de tată, indiferent de crizile viacurilor, a rămas o nevoie permanentă. Însă vremurile în care trăim ne oferă o posibilitate unică ca să redescoperim conceptul și rolul de tată. Este uimitor că tot mai mulți bărbați din țara noastră au înțeles rolul lor bine definit în dezvoltarea emoțională și fizică a copilului. Suntem generația care a ajuns la concluzia, pe cale științifică, că dacă tatăl este implicat în creșterea și educarea celui mic, IQ-ul copilului este mult mai mare. Adaptarea în colectivitate este mai ușoară, succesul școlar apare mai repede și rezistența la frustrare este mult mai mare. Tatăl este cel care îl învață pe copil, cel care îi arată calea în lume, îl ajută să se autodepășească constant și îi predă cel mai bine adevăratele lecții despre curaj, ambiție și încredere în sine. Adevăratul tată este cel care îi oferă copilului mai mult decât un nume de familie în buletinul de identitate, mai mult decât bani și bunuri materiale. Îi oferă o identitate sănătoasă despre sine, o viziune echilibrată despre lume și viață, și o misiune prin care să se întrețină și să slujească seminilor din jur. Stimați prieteni, da, este o mare bucurie. Să vedem cum tații din ziua de astăzi sunt din ce în ce mai conștienți de rolul pe care l au în creșterea și dezvoltarea copilului, și, mai mult decât atât, își iau în serios meseria de părinte, ba chiar au curajul să înfrunte prejudecăți, așa cum o face Alexandru din Strășeni. Felicitări cu Ziua Internațională a Bărbaților! Și nu uitați că valoarea unui bărbat. Se vede din modul în care își crește copilul, și că în spatele fiecărui copil extraordinar se află o mamă și un tată pe măsură. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.